Bine v-am găsit de-al timpului pe canapeaua din studioul nostru. Invitați comedianți celebri precum Costel Bojog sau Cătălin Bordea. Astăzi avem un caz special. Este vorba despre un cuplu de comedianți. Unul care s-a luat serios în acte, oficial, la bine și la rău, cum se numește și spectacolul cu care îi puteți vedea. Maria Popovici și Alexandru Minculescu, vă mulțumesc că ați alături de mine. Mulțumim și de invitație. A fost o trecere între voi. Pe Mincul văd la Comedy Central, micul ecran. Tu ai zis să fii și mai tare pe mare ecran. Da. Și te vedem în sau taci. Nu și-a dat seama, știi că are 10 filme. Nu mai ți-am minte la care film te referi, dar adevăr, Fast sau Touch a fost filmul din acest an. La care din ele, că sunt așa? La Hollywood câteva, dar nu vreau să vă spun că e surpriză. Ce a fost aseară la cinematograf, să văd. Adică nu că nu văzusem premiera, oricum mă văzusem. Dar, spune-mi, cum ai intrat în acest proiect? Păi, consultat cu Mincu sau nu, nu ai? Da, chiar. Dacă stau să mă gândesc, tu te-ai consultat cu mine? Și culmea culmilor. Te-ai dus așa de nebună? Da. Păi tu te duci în orice film așa. Iura Luncașu, regizorul, mi-a trimis scenariul. M-a întrebat dacă vreau și eu un rol în acest film, pentru că vreau și că am zis vreau pe loc. Mi-a plăcut foarte mult scenariul. Nu știu, am râs de când l-am citit. Și m-am bucurat foarte mult să parte. N-am jucat până acum niciodată într-un lungmetraj. Am jucat un proiect de independență. Dar, inițial rolul era pentru mine, dar n-am luat castingul și a luat-o pe Maria. Da, stai liniștit. Cu ea la filmări sau? Da, am fost cu ea la filmări. Da, am fost cu ea la filmări pentru că nici n-am avut de... Și, da. Și cum ți s-a părut că am jucat? Se filma în Timișoara și m-a rugat la filmări. Am stat cu ea la filmări, mi s-a părut că am jucat pe extraordinar, adică... Mulțumesc, știu. Nu, a fost experiență foarte tare. Mereu când are ceva de făcut pentru ea. Și când stai pe margine e mult mai decât atunci când ai tu ceva de făcut, că n-ai cum să controlezi, adică te uiți și așa e și la show-uri, când e pe scenă, eu mă uit la ea și am emoții, dar mă simt mult mai relaxat atunci când sunt eu pe scenă. Voi v-ați căsătorit toamna trecută, nu? Am deținut bine. Care și-a câștigat dreptul de a spune celuilalt faci sau ca să ne legăm de titlul filmului? Tot v-ați... Nu cred că am zis asta vreodată. Da. Nu cred că am zis. Nu. Nu, suntem prieteni. Bine, nu ne zicem de astea. Noi ne și știam suntem dinainte. Okay. Suntem ok unul cu altul, nu. E, dacă ar fi acum să răspundem pe bune, eu, da? Nu facem din astea. Acum tu? Că suntem amândoi la interviu ăsta și frumos. E ok, caut un unghi de unde se vede. Dar voi vă știți din facultate? Da, am fost colegi de facultate la un an. Asta înseamnă de câți ani? De când ne știm ar însemna vreo 9, teoretic. Ne știm de vreo 9 ani, da, și de vreo 8 suntem împreună. Mulțumesc. Da. După ce ne-am cunoscut. Ce ne-a luat așa? Nu știu, dar vezi cum au trecut 8 ani, așa ca și cum ar... Da, exista vreo... Mie asta îmi place, mai dai o glumă proastă și Marie... A existat vreo cerere în căsătorie, așa... Da. Nu. Exista, nu. Dar... Am căutat, dar n-am găsit chiar. A existat o seară în care și-a făcut el ziua vara trecută și s-a consumat alcool. Da. Și el l-a consumat pe tot și dintr-o glumă în alta, eu până la urmă am zis, gata cu glumele, glumă, râdem, glumim, hai să o facem. După care, de fapt, a doua zi, el mi-a zis că, spun să știi, el mi-a zis că, băi, hai mă, nu, m-am răzgândit. Eu am făcut scandal și până la urmă s-a întâmplat. Asta e adevărul. Adică el a zis că nu, hai să nu facem noi din astea. Am plâns și am zis niciodată mi-a nici în glumă să nu mai ceri. Nu, păi dacă nu se poate. Noi să facem, vorbisem, voiam să facem un fel de cununie civil și o chestie intimă, nu neapărat o nuntă în toată regula cu tot ce... Și vorbisem să facem asta. Nu ne gândeam când, adică ne gândeam că în 2019 aveam noi de gând. Și a venit partea asta la care s-a băut foarte mult, o prietenă la noi care era foarte amețită și ea ne-a întrebat, că a venit la mine și a zis, Mincu, dacă odată mă căsătoresc eu cu prietenul meu, iar nu știu de unde sunt, am vrea să fiți nași. Și mi-a zis, băi, noi nu suntem căsătoriți ca să fim nași. Și de aici toate le-au escaladat și a doua zi când m-am trezit, aveam luat invitați, toată lista, decorul, scaunele. Pentru că el a zis, băi, asta mare, facem o cununie civilă. Nu, gata. Eu nu voiam o nuntă clasică cu chestii, doar că
porumbei care, nu știu, le dai drumul și vorbesc. Nu, că nu și... facem o nuntă asta cu mare tam-tam, dar voiam și nuntă. Nu mi se pare normal să zici, nu, facem doar cununie civilă. A, sigur, și că n-am fost cerută în căsătorie, facem nici efectiv nuntă, n-am parte de absolut nimic pe lumea asta. Am pus mâna pe el. Mi-a arătat, uite, ce vrea să mănânci la nuntă? Somon, păstră, ce o să avem păstră, să știți. A fost special cadrele, chiar vedem o poză, a trecut acum în spate. Acasă de la părinți, ai cui? Ai mei. Da, da. A fost da, totul altceva. Dar am remarcat că în lumea asta stand-up-ului, oamenii sunt stabili. Deci toți oamenii, deci aminteam de Costel Bojoc, de Cătălin Boc, Badea și el acum, deci oamenii simt nevoia de această stabilitate. Păi oameni ca toți ceilalți oameni, normal că simt nevoia de stabilitate. Da, nu e, da. Mă te referai așa la, nu știu, industria de da, cântăreți în care poate mai sunt multe divorțuri sau căsătorii, nu? Cel da, puțin că la noi majoritatea în această perioadă abia s-au cam căsătorit. Poate o să mai divorțeze. Urmează! Da, știi, toată lumea are adică câțiva ani. Da. Divorțez orice ar fi. Păi m-a chinuit tata să mergi să divorțez. Da. Dar cum ați voi să o luați împreună pe drumul ăsta al stand-up? Puteai să faci doar tu sau doar tu? Da, a fost pur întâmplat. Pentru că știu că eu vorbesc mai mult ca el, dar... Nu face mie plăcere. Noi lucrăm pendent amândoi. Când am terminat facultatea, nu sunt foarte multe opțiuni pentru actori, iar eu am avut niște prieteni foarte buni în trupa de teatru din liceu care au hotărât de un teatru independent. Și bineînțeles că am mers și eu în aia, pentru că îi cunoșteam și știam frumos așa a fost, și le-am luat și pe la un casting. Voiam să facem împreună un spectacol. Și a ieșit bine și de acolo lucrurile nu au escaladat. Am lucrat împreună 5 ani la Celise. Unde la un moment dat au început să fie show-uri de stand-up și unde clienții respective au început să organizeze seara amatorilor open mic, pentru cine vrea să încerce glume. Noi fiind acolo seară de seară, toată trupa de teatru a încercat, adică mulți actori au urcat cu niște materiale, numai că nouă ne-a plăcut un pic mai mult. El a fost primul care a urcat și apoi am încercat și eu și probabil că ne-am și tras unul pe altul așa. Eu când am urcat, țin minte că aveam, ca să urci la o stand-up sau de open mic sau orice ar fi, trebuie să scrii un material de acasă. Te gândești la ceva ce ți se pare mult. Aveam ceva scris, pregătit, dar nu prea mai voiam să o fac. Și eram acolo, toți colegii eram la teatru și au tras ăștia de mine. Și zis, hai mă, hai să urcăm, să vedem o fi. Da. Adică pentru noi nu ne-am gândit că ar putea să fie o meserie. Doar eram actori și voiam să încercăm să vedem cum e. Că noi jucam și de teatru și făceam și show-uri de improvizație. Așa, un experiment. Și când am urcat prima oară, era prima oară când am urcat, aveam din nou emoții. Dar teatru era același care jucam de 5 ani de zile. Colegii erau lângă, adică căpătasem încredere în mine și brut, mi-am dat seama că practic am șters totul și altul de la început. Și mi-a plăcut mult sentimentul ăsta de băi, din nou am și din nou mi-e frică. Și mi-a ieșit foarte bine și am avut un sentiment de plăcere extraordinar de puternic. În care... Mi-a plăcut ideea la voi că ați zis asta, că e un act foarte egoist. Ideea de a-ți dori foarte mult să-i faci pe oameni să râde, de da, fapt, e cum egoist? Eu cred că e o nevoie de adică dacă vorbim așa în subconștient ce se întâmplă, poate e o nevoie de atenție sau ceva. Și egoist, e mult spus egoist. Egoist e un cuvânt negativ, așa. Cred că a fost un fel de sport extrem. Adică noi eram, ca actor, tu ai niște parteneri care te ajută să intri la un anumit moment. Într-un spectacol de teatru nu ești singur, nu controlezi ce se întâmplă și ai și regia și textul, adică trebuie să te, ai deja pași pe care trebuie să-i urmezi. Și brusc când am urcat prima stand-up, era ca și cum făceam un sport extrem. Așa am simțit. Adică textul era al meu, nu mai era avea cine să mă ajute. Dumnezeu spectacolului. Exact, dar nu neapărat că controlam. În același timp, controlul ăsta vine cu o răspundere foarte mare. Și am simțit efectiv cum, băi, deci orice fac, dacă e bine, e meritul meu, dacă e prost, e de la fel, doar al meu. Da. Și mi-a dar plăcut. Acum vin și nu vă e dor și de niște spectacole clasice? Ba da, numai că nu mai am timp. Mie mi s-a propus de curând un proiect și mi-a să spun imediat da. Pentru că oricum îți vine să spui da la tot ce se întâmplă, nu mai avem timp. Adică suntem tot timpul plecând în turneu, spectacolele în București sunt în fiecare lună câte două, trei, minim două. Și când nu suntem în București, suntem plecați sau mai avem și cum au mai fost filmări. Trebuie și... să ai două luni pentru o repetiție, cel puțin la un spectacol. Eu acum abia aștept să vă faci într-un spectacol din ăsta. Sunt curioasă dacă o să vă reintegrați greu, că aveți momente din astea. Sigur de o să ne reintegrăm. Mai mult decât... Da. Sigur o să ne reintegrăm. Dacă aș pune acum un spectacol de teatru, prima chestie la care mi-ar fi foarte greu ar fi să... Să intri primul. Și pe când intră alți colegi, ce faceți? Stați-mă așa, că mai am jumătate. Mi-ar fi greu să mă înțeleg cu colegi. Adică
eu așa mă văd acum. Adică, eu nu cred, exact cum spune el, pentru că pot să controlez spectacolul meu acum, poate mi-ar fi ciudat dacă... Nu la, știu. Uite, la Iura Lâncașu, cred că ți-a fost... Că știu că el lasă mână liberă actorilor. Da, el, absolut. Și oricum e altceva la un film, la o filmare, la... Și când am filmat pentru Plusec, e cu totul altceva decât un spectacol de teatru. Care e live, trebuie să ieși. N-ai dublă, nu poți să... Da, aole, da. Mă scuzați, stați așa. Așa, aici era... la filmare, normal, poți să ai oricâte duble, poți să vii cu idei atunci pe loc, poate. Improvizație, ceva care rămâne și e mișto. Dar la teatru, mai ales, principalul problemă pentru noi acum ar fi că trebuie minim 2 luni de repetiții pe care noi nu le avem. Da. Dar voi sunteți un caz special pentru că sunteți un cuplu, așa cum spuneam, cei au soțiile cu alte preocupări acasă. Care e treaba cu femeile în stand-up, Maria? Pentru că nu prea știu femei, foarte multe femei. În România nu sunt foarte multe, în rest destule. Întotdeauna răspund la întrebarea asta, pentru că aveam la un moment dat un material despre asta, acum că avem un canal de YouTube care se numește și Maria Popovici Stand-up Comedy și acolo urcăm episoade și am gluma asta în unul din show-uri. Că mă întreabă oamenii cum e să fii femeie, să stand-up, dar eu nu mă gândesc toată ziua că sunt femeie. Eu nu mă trezesc dimineața, zic, bă, sunt femeie! Aoleu, nu mă scol pe scenă, la un moment dat nu mă scol pe scenă și zic, sunt femeie! Aoleu! Nu știu să pun la întrebare. Nu-mi dau de publicul, nu știu cum să spun, pentru o femeie. Da, știu unde se vede discriminarea, cred, pentru că stand-up-ul presupune și anumite vulgarități pe alocuri și sunt unii oameni care probabil zic, băie, ea n-ar trebui să înjure. Știi? Nu presupune și, stand-up comedienii nu se urcă pe scenă și înjură. A înjura înseamnă un pic altceva. Se folosesc uneori de un limbaj licențios și mai cenzurat, pentru că ne aduce mai aproape de public. Vorbim niște lucruri, e mai sincer. Românii sunt destul de sloboți la gură, dar falși pudici imediat. Chestii cu... n-aș vrea să spun acum că după să sune ciudat, dar o femeie să apară dezbrăcată pe o revistă și românii sunt foarte în regulă, dar familia să rămână tradițională și femeia guriță. Dar nu se mai poate asta în ziua de astăzi. De asta nu știu cum să spun niciodată la întrebare. Cred că mai puține femei în stand-up, cum am mai spus de curând în interviu, pentru că femeile sunt crescute cu un mult mai mare simț al rușinii, al ridicolului. Băi, ok pentru o femeie. Măi, poartă-te, stai frumos că ești fetiță, stai frumos că ești domnișoară. Și la bărbați e chestia cu, nu, când sunt mici, nu crede că ești băiat, e rușine. Așa suntem crescuți. Cum să urpești? Dacă nu râd ăștia și mă fac de râd, fac. Și pentru că, deși are aproape 15 comedii în România de când există, e totuși la început. Și abia acum există o grămadă de cluburi de comedie și am văzut că am început să existe femei care urcă pe scenă, există la The Full, Seara Fetelor, nu am apucat să merg niciodată. Se femeie acolo, nu le-am văzut, nu știu de unde au apărut multe din ele, dar dacă există, înseamnă că o să se tot dezvolte. Cu timpul vor apărea, sigur. Și e foarte bine, mi-ar plăcea foarte mult. Eu, o altă comediantă care e la început de drum, o cheamă Ioana Luda și am chemat-o de câteva ori să deschide show. Îmi place să fie o fată, un băiat, o fată, un băiat. Mergem foarte des să vedem spectacole, mai ales în alte țări și mai ales în Londra, foarte multe femei și e mișto perspectiva. Da. Ai amintit de vlog, am văzut ultimul episod când ați fost la Stuttgart și voiam să te întreb dacă am perceput bine, dincolo de simțul umorului fantastic pe care ești o persoană sensibilă. Era acolo ochii umesc că n-ai primit... Plâng instant, știu, plâng instant. Nu, sunt o persoană foarte sensibilă și în general, dacă se întâmplă cineva să aibă un oare foarte greu să nu plâng, de asta mi-e rușine și atunci mă apăr. Dacă cineva îmi spune ceva drăguț, zic, da, ok, când vine să plâng. Da, plâng mult. Da. E. Una, două, la filme. Și până la urmă ce ai luat? Asta, sărbătorile astea, ziua... Ce ți-am luat? Nu mai știu. Ți-am luat ce? Bani. Ba da, știu. Ți-am dat bani? Nu, nu am dat bani. Ți-am dat bani, că m-am părut. Să-mi iau eu ce vreau. Un mărțișor. Asta i-am luat. I-am luat un mărțișor pictat de o prietenă, da, care e studentă la un arte. Și am luat acest mărțișor. Da, atât. A fost foarte mult. Mulțumesc. Am fost împreună să luăm mai multe mărțișori și unul era pentru mine. Și un apartament cu 2 camere. Nu prea avem chestia asta cu cadouri. Oricum eu vă bănuiesc că n-aveți... Ba da, am inventat-o eu. A, da? Dar nu facem. Nu facem, crezi tu, dar noi în ziua... Facem? Drag să facem ceva. Tu de aia faci, sună restaurant și faci... Am inventat-o eu cumva.
să fie pe 13 februarie. Dar cum e așa? Nu știu, am estimat perioada în care noi am devenit un club oficial și n-am vrut să fie 14. Da. Zis, băi, hai să fim noi mai diferiți. Nu facem, nu. Nu facem nimic. Și nici n-am cine? Adică mie mi-ar plăcea mie lucrurile astea n-ai să... N-ai cu cine? Să faci sau taci un pic. Plecat. Deci, mie îmi plac un pic lucrurile astea în sensul în care e 14 februarie, gata, iam eu o cutie de bomboane în formă de inimioare, trandafir și hai în oraș, dar mi s-ar părea drăguț să avem în care să spunem, uite mă, de atâta timp, la mulți ani, dar n-am cu ce vă spun, doamnelor și domnilor, nu dar am plac tine. Că eu oricum mă trezesc în fiecare zi lângă tine. Și pe aia de ce ai supărat? Mă trezesc în fiecare zi, da, nu știu, am zis că m-am supărat. Mă trezesc în fiecare zi alături de tine și vreau 13 să-mi aduc aminte atunci pe 13 februarie. Că bună dimineața, că... te iubesc. Da, trebuie supărat în fiecare zi. Ia, du-te-mă. Dar nu, dar noi nu ne facem cadou, pentru că n-am cum să-i fac eu un cadou. Noi pe timp în continuu. Da. Pentru că lucrăm pe una. Ai problema. Ai, asta vreau să întreb. Se spune, unii spun, nu e bine să petreci atât de mult timp împreună. Și până acum nu s-a întâmplat, până acum nu nimic. Deci până acum eu pot să fac tot cu Mincu într-o vacanță și să fim doi și ne distrăm. Nu știu, ieri am petrecut, de exemplu, am avut o zi liberă după foarte mult timp, am petrecut împreună, ne-am uitat la niște filme, am fost la cinematograf, filmul în care am jucat eu, ne-am întors acasă să vedem filmul unui prieten care tocmai a fost premiat la Gopo. De fapt, cred că voi sunteți cei mai buni prieteni, cred că asta da. E suntem și prieteni foarte buni și ne noi bucurăm de chestii suntem... împreună, dar bineînțeles nu pot să mint. Deci ar fi o minciună acum să spui în fiecare interviu sau că noi suntem cuplul perfect niciodată și noi suntem tot timpul împreună, suntem iubire. Vi s-a întâmplat vreodată să vă certați fix înainte de spectacol? Da. Să vă strice starea? Da, întâmplă. Noi cel mai mult ne certăm... Noi cel mai mult... Cel mai mult ne certăm din cauza unor spectacolelor. Sunt neînțelegeri, pentru că înainte de un show oamenii nu știu. Un show, chiar dacă presupune doar un microfon și un reflector, vine cu foarte multe probleme tehnice sau de logistică sau habar n-am. Și se întâmplă pe tema asta, să ne certăm, mai ales că suntem în turneu, oboseala ne ajunge un pic. Sunt sigură că sunt alții, că mereu mă plâng eu de asta cu turneu. Sunt sigură că sunt o grămadă de artiști care rezistă și 24 de zile în turneu. Rezist maxim 3 zile până începe să mi se facă rău. Și ne cam certăm. Deci nu există, nu suntem cuplul perfect, dar ne susținem foarte mult și na, Mincu are mare noroc să găsim. Da, asta a fost, asta ne ținem preună. Uite, ai menționat de efortul din spatele spectacolului și chiar voiam să vă întreb, mai ales că tu ai câștigat o gală Ai Umor și a fost un episod într-una dintre emisiuni în care Bendeac s-a enervat foarte tare. Ideea că oamenii au început să ia, sau cel puțin unii din concurenții care se prezintă au început să ia tot mai ușor ideea stand-up și vin și se prezintă cu... Li se pare că e foarte... Așa pare. Da, a fost asta? Da. Da. Pentru da, că așa pare. Pare... Oamenii au impresia că... Că spui niște glume atunci pe loc că ți-au venit. Și sunt mulți care cred că dacă amuzanți în cercul lor de prieteni. Uite mă, și tu urcă mă, că ăla, uite, amuzant. Uh-huh. Eu cred că, băie, dacă ai trăit o poveste funny, interesantă și doar o zici așa cum ești tu, uh-huh, ca te rincozi la aere, e suficient. Și mai e o confuzie, mai e o confuzie, mai ales în rândul femeilor. Eu am fost percepută ca o fată care s-a dus la televizor la 5 de ani și fetele au zis, ia să zic și eu glume cu prostii ca Maria. Deci n-am zis glume cu prostii, eu am scris niște chestii care mie îmi sunt caracter. Eu așa vorbesc de, mm-hmm, când sunt mică, nu o să mă schimb niciodată și nici nu o să mă scuz. Și astea sunt lucrurile la care eu m-am gândit și foarte amuzante. Acele prostii, nu știu, poate amintea unui copil din curtea școlii în continuare, asta glumesc eu. Acum percepția a fost diferită și mulți mei au zis, dă-mă să fiu și eu nebună la televizor și dacă înjur un pic sau zic niște nebunii, astea sunt glume. Glumele, mm-hmm, mele nu sunt astea că la sfârșit ele au un punchline și de-aia tu râzi. Ca să construiești o glumă e o muncă destul de mare, poate mai mare pentru unii, poate mai mică pentru alții, dar e un proces. N-ajunge o glumă din prima. Mm-hmm. De asta s-a enervat Bendeac. El este un extraordinar actor de comedie și știe cât de multă muncă presupune în a construi și ceea ce face el. Și mai e un lucru. Maria, când a apărut la Umor, Maria avea deja 2 ani de când făcea stand-up. Aveam și un an, te rog să an. Nu minți. Aveam un an de când făceam stand-up. Nu. Un an? Avusesem niște seri de open mic în Meteus, okay, după care ne-am mutat în la scenă, okay, și aveam un an de când făceam un an asta. Și 5 ani de jucat teatru, noi jucam într-un teatru independent în care aveam multe spectacole interactive și aveam de improvizație și eram obișnuiți. Și
aveam și pregătire, am făcut facultatea de actorie, un liceu. Sunt oameni care se urcă la stand-up pentru prima oară și actoria chiar te ajută foarte mult. Nu e o condiție obligatorie, dar te ajută. Și se urcă o dată de două ori și te duc brusc la televizor. Da. Ai umorul, bineînțeles că aduce o întreagă de oameni, un Babilon acolo. Dar nu e pentru oricine, te duci, hai mă, și tu. Noi ne-am dus, adică a venit ca o deschidere a faptului că noi asta voiam să facem, asta ne era meseria. Și trebuie să fii cunoscut ca să vinzi, da. Trebuie să aibă oameni de unde să te da, păi, mai fost și mai bună ideea reclamă. Asta tot în episodul ăsta, cineva Bendeac, că sunt unii care se duc doar să apară. De da, da. Nu neapărat că se duc în etapa următoare sau nici măcar că ajung în final. Doar apar și își pun aer pe afiș. Da, da, da. Păi toată lumea care au trecut, toți au postere cu regal, ai umor, foarte, nu știu cum mai scriu. E o foarte mare confuzie a faptului că eu am succes cu spectacolele prin țară, nu mi-e frică să spun asta, spectacolele ies bine în continuare, sunt totdeauna cu materiale noi, când am plictisit de materiale le-am pus pe net la noi pe care, cum face toată lumea. Spectacolele au ieșit bine și de asta oamenii vin în continuare. Oamenii nu au venit la spectacol, au văzut la umor, dar pentru că le-a plăcut la umor, nu pentru că m-am dus. Ok, le-a plăcut ce am făcut, au venit să vadă un show, a trebuit să le livrez un material. Iar următorul an, când eu am plecat în turneu, livrez un alt material. Și uite că trei ani târziu, sălile sunt în continuare pline, dar pline pentru că show a ieșit bine, nu doar că am fost la umor. Bineînțeles, o să apreciez întotdeauna că pe m-a ajutat foarte mult, nu să devin cunoscută și să vină lumea în sală, că spectacolul nostru era bune și înainte, dar veneau maxim 50 de oameni într-un weekend și nu reușeam să, nu știu, să câștigăm mai mulți bani, să devenim cunoscuți și, într-adevăr, a fost chiar ceva foarte bun. Da, oamenii că l-au luat de bună. Unii au crezut, a, uite mă, că dacă s-a dus și au fi văzut că am în turneu, păi hai și noi că o să plecăm și noi în turneu. Da, da. Poți să pleci, dar pleci un pic și după aia știu cazuri cu oameni care au câștigat Ai Umor și s-au dus în turneu punându-și titlul de stand-up pe afiș, ne făcând asta niciodată și era o mare confuzie că sala era, că bă, am fost și la Maria care a câștigat Ai Umor, uite și Ana asta a câștigat Ai Umor. A, păi nu râd, păi ce? Păi pentru că e foarte greu. Așa simplu, e o întreagă chestie. Ați avut momente emoționate în timpul vreunui spectacol? Da. Da, se întâmplă ca oamenii care vin la show-uri de stand-up să aibă impresia că nu știu de ce. Nu toți, foarte puțin. Că poate să vorbească cu tine. Unii se îmbată, vorbesc mai mult și se poate întâmpla să fii extrem de tensionat că tu nu știi ce să faci, vrei să ții show-uri, nu poți să te dai jos de pe scenă, în același timp, pe ăla n-are cine să-l dea afară. În general, dacă ești într-un de prin țară, patronii clientul nostru, stăpânul nostru, ăsta deranjează show, oamenii din jurul lui sunt deranjați, dar nimic că le e frică dacă ești sub influența alcoolului. Am avut și momente care au fost, n-aș zice periculoase, ca și exagerau un pic așa, dar am avut, a fost nasol, am oprit toată un show în Ploiești, l-am oprit după o oră și ceva, am văzut să respect acolo, a trebuit să plec, pur și simplu. Nu vreau să mai povestesc de ce, tot eu am fost certată pe internet, cum mi-am să plec, am dat bani înapoi patronii sau da bani înapoi oamenilor, bineînțeles, pentru spectacol. E foarte complicat să... Sunt totuși rare. Dar sunt foarte rare. Deci vorbesc de trei cazuri, patru... În trei ani. Adică sunt, da... Dar sunt groaznice, adică rămân... Și de obicei, uite, dar am avut un show la Sibiu de curând și am întârziat începerea spectacolului pentru că era foarte, foarte, foarte plin clubul, lucru pe care pe noi ne bucura chestia asta. Și nu apucau să servească și a durat un pic mai mult. Acum a dat undeva. Și oamenii m-au certat pe internet enorm, bă, cum ai putut să-mi permiți să întârzi show-ul? Eu eram în spate și așteptam și eu să încep show-ul. Așteptam, da. Nu e ca și cum stau și cineva îmi face un masaj și zic, hai mă, dă-i încolo că nu încep. Da, dar noi stăm în puf. Deci măcar nu mai bem alcool, beam o plată, că nu bem alcool trei luni. Da, am vrut să te întreb, care e faza cu acest challenge? Mi se pare un challenge mișto, de detoxifiere. Tot de la Maria, am lăsat și de fumat. Maria mi-a zis, fumam amândoi și Maria într-o zi a zis, hai să mai fumăm. Nu știu ce mi-a chestia în minte, dar eu de în clipul aia m-am lăsat de fumat. Acum cât timp? Acum 2 ani și ceva. Doi ani jumate. Și mai fumam în viața asta mea. Cu alcool a venit brusc. Ne întorceam, eram în Londra și a zis Maria, ne întorceam acasă și băusem o seară înainte ceva. Am văzut pe net cu 3 months și a văzut challenge. Ca o provocare. Eu am luat o provocare, să văd dacă pot să o fac. Și nu ați simțit la scrisul textelor, nu? Că e mai da, puțină inspirație? Nu scriem, noi nu scriem alcoolului. Și alcoolul nu te ajută. Alcoolul nu te ajută. Nu dă inspirație deloc. Știi cum suntem acum după o lună
și jumate a trecut. Știi cum suntem amândoi? Alcoolul nu ajută și noi suntem un cuplu fericit, sănătos. Trebuie să mai stai o lună jumate și o să fim... Da, l-ați descoperit pe Mincu? Știu eu să ne facem sectă. Dar nu. E ok să încerci 3 luni, să-ți faci o provocare, să-ți cureți un pic organismul. Nu, voiam să zic de ce ai zis tu, știi? Nu te ajută. Acolo îți dă un pic așa o stare de excitație și poate nu-ți mai pasă și ai mai multă încredere, dar nu te ajută niciodată, nu. Îți vine o idee, dar nu poți să dezvolți. Eu cred că îți vine idei. Da, da, nu vorbesc, adică nu ești amuzant pentru că bei și de te simți bine pe scenă și de asta scrii, nu știu ce tâmpeni. Da, nu aș bea pe scenă. Beau după aia, dacă am 20 e mai greu, dar nu, să te îmbeți pe scenă, mi se pare că eu nu mai pot să am control și atunci nu mi-ar plăce. Plus că nu e în regulă pentru o femeie, bă, da. Spectacole în străinătate, am văzut că aveți destul de multe. Super. Deci e un mod foarte diferit, în care te primește publicul, eu așa. Adică deși și în țară te așteaptă cu mare drag și e foarte frumos. Uh-huh. Știu, oamenii care sunt plecați parcă au și mai multă dragoste de oferit, pentru că le dor de țară, cu siguranță vor să vadă un spectacol în limba română și sunt extaziați. Eu am crezut că le întreb, sunt show-urile pe care le-am văzut în străinătate, nu pe care le-am făcut. Nu, la ce show-uri mișto. Deci am văzut live din show-urile astea foarte. L-am prins live pe lui C.K. Amy Schumer. Și Schumer, da. Și cu ocazia asta am pus un show în Amsterdam cu o zi înainte. Foarte multe show-uri interesante. Am văzut la... Da, e festival de teatru și stand-up. Da, și e foarte mult stand-up. Acolo am văzut niște show-uri extraordinare. Aia cu, dar foarte bune. Și fac în tot felul de spații, fac tot felul de băruleți. Am fost la un show de stand-up unde numărul maxim de oameni era de 12 locuri. Da, și când am în ale 12 locuri, pe un loc stătea o femeie de ceva de ani și eu filmam cu GoPro, nu știu ce, și m-a întrebat, a, ce vrei să vezi show-ul ăsta? Zic, nu, filmez, nu știu ce, și mi-a zis să știi că am văzut unul dintre cei mai mari comedieni acum 30 ceva de ani, mergea la stand-up de 30 de ani. Și am prins și eu, m-am rugat de o fată care avea seară de stand-up cu tot felul de nații să mă lăsa pe mine să urc 5 minute, dacă dădeai flyere o afară ca să faci reclamă, te lăsa să-ți faci material în engleză. Și am urcat pasări la rând la festival și mergem și anul ăsta. Abia aștept chiar. Așa că luna de miere festivalul ăsta. Sunt obișnuiți cu show-urile de stand-up, au cultura. Și da, nu se plâng de cum stau, că ne-ai combinat, nu știu, la masă. Deci nu există să stai la masă. La noastră de comedie sunt lux. Da. Sunt ultimul și tot lux. Se plâng oamenii că nu stau bine, au scaune, au mese acolo, o bere de la bar, stai cu o mână pe un scaun de plastic pliant, te înghesi și râzi, doar pentru asta au venit oameni, știi? Ții nachos, mâncare și vor oameni, știi? Da. Când v-am întrebat de momente tensionate, mă gândeam la Costel, cred că vă pomenește Costel, că iarăși a venit în minte ideea că el are acasă o întreagă familie. Voi ați discutat despre acest moment când veți deveni părinți? Da, am discutat. Și e mai încolo, tot împinge? Îl împinge un pic, pentru că eu sunt nebunită după copii, am niște fiine care au 5 luni, sunt gemene, da, și când mă duc la ele, vine doar țin în brațe toată ziua așa. Deci mie doar așa, sunt ne plac foarte mult copii, după copii, dar chiar sunt... credem că nimeni acum. Numai că dacă eu fac un copil acum, cel puțin un an, nu, un an jumate, nu mai fac un turneu, nu pot să plec cu un infant să doarmă în fiecare seară într-un hotel. În schimb, am avut mult material, asta am văzut. Dar vreau, toți comedianții care vreau să fac un copil 100%, în primul rând, știe, poate o face stand-up în România. Dar așteptăm un pic să ne căsătorim, să iasă nunta cum ne dorim și după aceea vedem noi. Am pus mâna pe el deja. Gata, ce copilul cât durează. Ne uitam înainte să începem misiunea pe coperte de la OK și chiar eram curioasă să știu top 3 gagici mișto cărora le-ai dat like pe Instagram sau nu, follow și la Maria. Tu îmi spui ce e tipe. Ai un tip? Da. De pe ăsta? Nu, care nu se regăsesc. Mi-am făcut legătura. Nimic? Niciun Tom Hardy? Dar știu dacă i-am dat follow pe Instagram lui Tom Hardy. Cui i-am dat follow pe Instagram? Eu urmăresc foarte mult de care sunt surferi și zgagici care sunt surferițe, nu știu. Adică... Da, te faci? Da, de asta. Dar urmăresc și pe Kim Kardashian și pe Bianca. Da. Da, eu nu, uite, dar chiar cum am dat seama. Deși tu nu le urmărești? Nu, dar nu prea am dat follow. Eu cumva fac așa de nevoie, fac Instagram și Facebook. Nu prea îmi place să postez, să fac asta. Îmi place. Și
urmăresc. Urmăresc doar chestii de snowboard, să și acolo să văd gagici mișto sau tipi, că toți sunt arată incredibil de bine, că asta tot timpul, stau pe plajă și îmi place pentru să-i văd ce postează, nu cum arată. Dar aveți sau ați avut momente de gelozie între voi vreodată? Nu, dar mie mi-a plăcut aia cu la teatru, cu Nu, eram foarte mică. Eram foarte mică. Filme de-astea americane de-am făcut asta. Nu, dar a fost foarte... Era printre primele spectacole de teatru și aveam o chestie. Oamenii mai întâi stăteau în bar și mă duceam și făceam un masaj unei doamne din public, masaj la tălbi. Și vorbeam ceva cu ea și după aia am pe scări sus și o duceam în sală de teatru. Da, era cum un spectacol interactiv cu tot era interactiv și după ce mă aveam pe asta, nu știu ce, luam în sală de teatru, începea show, era... După show stăteam în bar și o tipă pe care eu masaj rămas acolo, a venit la mine, mi-a zis că i-a plăcut foarte mult, că nu știu ce, dacă vrea să vorbim sau ce. Și m-am pus la masă, cred, nu m-am gândit secundă la altceva, că eram acolo, că Maria era 2 mii, bar era mic. Și cum m-am pus la masă cu ea să că i-a plăcut spectacolul și imediat după 2 minute după, o prietenă la masă de lângă, se uitau așa toate, mama a fost atât. Dar mi-e rușine de gelozie. Deci mi-e rușine să, dacă am un moment, deci eu dacă... Nu, oricui se pare ridicol și mai ridicol, bineînțeles, dar eu dacă aș vedea ceva, ce să se pleacă? Uite la... Am, știu că femeile în general zic, băi, hai să nu mă fac, aia par disperată. Da, sunt disperată, sigur. De? Nu are voie nimeni să te atingă că omor. N-am probleme să recunosc că sunt geloasă. N-am probleme să recunosc că sunt geloasă o femeie pe care o văd, mai ales că e mai frumoasă, poate mă intimidează și o văd că se duce el, păi eu omor. Uite, da, ce zic, bă, ce mult îmi place. Chelaristul ăla care arată ca... Exact. Mi-a plăcut ca un episod simpatic. La un moment dat vă scria cineva și aveați un live și a scris Mincu, las-o pe Maria și ia-mă pe mine. Știi, ai zis că tu n-ai atâția followers. Nu mai fi să fii cu cineva pentru followers. Da. Bine, să mi-am crescut pagina, te rog eu. Da, omor. Mai aveți emoții acum înaintea show-ului? Da. Deci, nu cred că o să... Și nu cred că cineva scapă vreodată de emoții. Dar nu sunt atât de mari, sunt diferite. De mari. Adică le simți, ești obișnuit, le controlezi. Dar n-ai cum să n-ai. Pentru că chiar dacă materialul e de acasă, totuși eu nu sunt 100%, nu seamănă ce se întâmplă. Nu știi peste ce, dar în multe spectacole improvizăm, mai vorbim, mai întrebăm oamenii în public și nu mâncai. Dar sunt tu emoțiile, mă, că cu cât sunt mai mari, cu atât este show mai bine. Parcă dacă am câte o seară în care sunt super relaxată, eu am impresia că nici show-ul nu mi se la fel de bine. Față de când sunt... Da, eu am emoții mai mari decât au băieții. Adică și când merg... Am fost de curând în turneu cu băieții de la Comics Club, care fac turneu cu una scurtă, dacă nu știu, știu oamenii de pe YouTube. Și aveau doar ei, eu n-aveam. Și toți erau așa relaxați. Și o să mă duc și eu cu ei în curând și o să particip și eu la show. Sunt sigură că o să fie 6 băieți relaxați și eu care... Adică mă exprim mai mult ca ei. Nu știu. Se câștigă bine din stand-up în România? Dacă ai succes, da. Da, dacă ești bun, da. Și de finanțele familiei cine se ocupă tu? Că ai făcut ASEU? Nu. Nu s-a folosit la nimic. Da, nu ASEU, ASEU nu mi-a folosit. Mi-am dat seama că nu-mi doresc să fac asta. Asta a fost ASEU. Pentru că nu știam ce vreau să fac. Din clasa 12 am vrut eu să dau la actorie, dar am zis, m-am răzgândit și când am făcut un an de ASEU, am zis, ok, nu e de mine. Da, orice îți folosește, am în sensul ăsta mi-a folosit. Dar la finanțe ea e, pentru că eu sincer, nu chiar sunt bună la asta, pentru că sunt foarte tipicară și dacă sunt, de exemplu, niște plăți mai mari de făcut, cum sunt acum cu nunta pe care noi o plătim, adică nu ne ajută cineva, o facem noi că așa am vrut, îmi face plăcere și am o satisfacție să zic, ăștia sunt banii pentru muzică, ăștia sunt banii pentru rochie. Niciodată nu m-am gândit la bani, nu știu, nici nu-mi pasă așa de ei prea mult, sincer, sunt... Vezi ce perfect? Bărbat am găsit? Da, n-am, și nici n-am cheltuieli, am cheltuieli mari, vreau chestii... Da, vrei să-ți iei gadget-uri și chestii de filmat și de snowboard și de... Mai... Da, dar astea sunt una la... Și eu vreau, dar eu nu vreau cele mai bune. Tu când îți iei echipament de snowboard, îți iei cel mai bun. Eu m-am dus într-un magazin și am luat pe cele mai, nu știu, ok, la preț. Hai că nici tu nu aștepți cadouri scumpe de la el, adică... Da. Așa e. Unde vă vedem cel mai curând? Spectacol. Noi stăm în fiecare sâmbătă la Mojo, în Centru Vechi. E un local pe Gabroveni. Și acolo ne vedeți weekend de weekend. Da, și duminica ne găsiți la Club 99 care... Iar și o să plecăm acum în curând în țară, pe 3 aprilie în Constanța, la The Doors. Pe 6 aprilie la Cluj, la Cinema Dacia. Pe 7 aprilie în Oradea. Și pe 8 aprilie în Baia Mare.
Deci este următorul. Asta e următorul cel mai aproape, așa. Da. Și să sperăm că o să vă vedem și într-un film la un moment dat, amândoi. Ar fi, asta ar fi tare, ar fi tare, da. Ar fi tare, mie e foarte comod să joc cu Mincu, adică... Și singura chestie asta m-a povestit toată undeva de curând, dar nu mai știu cine m-a întrebat. Ne dăm vreodată dacă am avut o scenă la teatru în care trebuia să ne sărutăm. Făceam foarte tehnic și era foarte ciudat. Nu știu de ce, nu știu să explic psihologic ce se întâmplă, dar nu mă gândeam, a, e iubitul meu, nu contează, hai să ne sărutăm. Tot mi-era greu, o făceam. Da, am impresia că ne transformăm când lucrăm împreună. Da, de, probabil că da, asta se întâmplă și când scrieți textele. Da. Care ar fi ritualul, care ar fi o zi, cum ar fi o zi obișnuită din viața voastră? Când vă treziți, tu gătești, Maria, sau el gătește? Eu mă trezesc direct frumoasă, nu am nevoie de machiaj și alte chestii și ne sărutăm, știi, ca în filme unde se sărută oamenii chiar dacă nu s-au spălat pe dinți. Da. Noi așa ne trezim direct cu respirația proaspătă. Mergem în, dacă e frumos afară, mie îmi place foarte mult să pregătesc micul dejun, acum fără glumă. Chiar îmi place să fac chestii cât mai elaborate la micul dejun, când am energie să fac asta. Și ne place să luăm micul dejun pe terasă, dacă e frumos afară. Da, eu nu gătesc, mereu îmi pune, ia îmi facem. Și de curând ne-a scris cineva pe net că locuiește vis-a-vis și ne vede pe terasă cum luăm micul dejun. Și de atunci nu mai luăm micul dejun pe terasă. Da. Și am tras draperiile. Dar nu mai luăm micul dejun de atunci, nu mai face nimic. Și după micul dejun, nu știu, totul e foarte blurat. Depinde, da, depinde de program. Depinde de zi. Avem foarte puține zile libere în ultima vreme și nu zic asta cu supărare. General, în ultima vreme le-am petrecut foarte mult cu filmat și cu montat ce am filmat pentru vlog. Pentru da, v-a apucat, am văzut. Asta pentru că ne ocupăm de canal. Acum e mai nouă chestia cu vlogul. Eu am zis nu la început. Când a zis Mincu să facem vlog, am zis, bă, nu, nu-mi place treaba cu vlogul, cu uite ce fac eu acasă. Și după aia am zis, da, hai, facem mă, și multe lucruri și merge, călătorim foarte mult și mi s-a părut interesant din punctul ăsta de vedere. Poate, uite, oamenii vor să vadă cum e să te duci acolo, acolo, să faci nu știu ce. Da. Îi invit și pe cei care ne urmăresc să vă urmărească vlogul. Mulțumim. Și vină să vă vadă pe scenă. Maria Mincu, timpul nostru s-a apropiat de sfârșit. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumim și noi foarte mult. Și le mulțumesc și celor care ne-au urmărit și îi invit încă o dată să meargă la spectacolele Mariei și a lui Mincu. Și ne revedem data viitoare. Toate cele bune. Vă mulțumesc.